Cum temperaturile au fost mari pentru această perioadă a anului, turiștii nu s-au putut bucura de pârtiile din România. Totuși, stațiunile montane au fost pline. Unii au ales chiar să-și petreacă sărbătorile în destinații exotice. Foarte mulți români au căutat în continuare hoteluri mai mici, mai intime sau pensiuni. La pensiuni, de exemplu, sau vile, de obicei participă, petrec revelionul familiile, prietenii între ei. Majoritatea românilor au ales să petreacă de Revelion în unități de cazare care au inclusă cina festivă și programele artistice. Cât despre prețuri, pentru unii scump, pentru alții accesibil. În medie, turiștii au scos din buzunar între 700 și 900 de lei pentru cazări, dar care nu au inclus servicii de masă. Prețurile s-au mai ajustat și în funcție de inflație. Nu au fost mai mari decât cu un maxim 10-15% în anumite situații. Ceea ce nu i-a determinat pe români să renunțe la călătorii, mai ales că am avut, din fericire, am avut o perioadă de sărbători mult mai relaxată decât a fost revelionul precedent. Bucovina rămâne un pol de atracție pentru turiștii care doresc să ia contact cu cele mai vechi tradiții românești. Și Bucovina și Maramureș au fost extrem de căutate și de Crăciun și de Revelion. Și gura humorului, la fel, este foarte, foarte căutată. În Bucovina avem sute de pensiuni de mare calitate, dar și hoteluri. Românii au preferat să-și petreacă sărbătorile și în afara granițelor. De exemplu, Italia sau Austria au fost la mare căutare de turiștii români datorită stațiunilor montane. Nici Bulgaria nu a lipsit de pe lista țărilor preferate de români, mai ales datorită proximității, prețurilor, serviciilor bune, dar mai ales datorită stațiunilor montane. Însă, în acest an, românii au avut preferințe mai exotice. Sunt la mare căutare destinațiile calde și chiar exotice. Numărul 1 de departe rămâne Egiptul, ca număr de turiști. Dubai, la fel, și Emiratele Arabe Unite. Zanzibar, insula care aparține de Tanzania, Republica Dominicană, Maldive, Sri Lanka.